construit cu titlu experimental de către un colectiv la Institutul de Calcul un calculator, așa numit calculator cu rele, Marica, care a fost de către un calculator experimental care a dat posibilitatea să se formeze un colectiv de cercetare în HART pentru construcția unui calculator mai performant. Și la începutul anilor 60 s-a pus problema construcției unui calculator cu performanțe notabile cu care se poate rezolva probleme de interes național care se puneau pe vremea aceea, erau puse practici și teoriei de altfel. Și atunci a început construcția calculatorului DACIC 1. La acest calculator a lucrat un colectiv din cadrul, secției de mașini de calcul, un colectiv de ingineri, împreună cu matematicieni. Și el a fost terminat către sfârșitul anului 63 și avea acest calculator, față de alte încercări de la noi din țară, a avut performanța că memoria internă era pe inele deferită, iar memoria externă era pe un tambur, deci un cilindru magnetizat, suflat cu bandă magnetică. Și acest calculator avea performanțe notabile la vremea aceea. Programarea în calculator se făcea în cod mașină, așa. Făcut în cadrul Institutului de Calcul. Deci în cadrul acestei secții erau două colective, un colectiv de hard care se ocupa cu construcția calculatorului și mai era un colectiv de soft care se ocupa cu studiul limbajelor de programare, deci cu probleme de teoria algoritmilor, de limbaje de programare și așa mai departe. Mă rog, la începutul anilor 65 s-a pus problema construcției unui nou calculator. Institutul de Cercetări Alimentare din București a solicitat, a avut nevoie de un astfel de calculator și a finanțat, în cadrul Institutului de Calcul, construcția calculatorului DACIC 200, care era un calculator care performant, cu performanțe aproape de cele calculatoarelor din străinătate. De exemplu, aproape de performanțele calculatorului Felix. Care a fost apoi... El a avut nu numai un hard bine pus la punct, ci a avut și un soft pus la punct ca rezultat al cercetărilor și al strădaniei colectivului de soft de la Institutul de Calcul. El a fost transferat și a lucrat foarte multă vreme în cadrul Institutului de Cercetări Alimentare din București. Rog, la începutul anilor 70 s-a pus problema să importăm un calculator sau să continuăm construcția, pe ideea construcției lui DACIC 200, să facem o fabrică de calculatoare și să formăm niște colective de cercetare, atât în hard cât și în soft, la noi în țară. Sigur, conducerea de atunci a țării a hotărât totuși să importe un calculator și a importat calculatorul Felix, care a lucrat la noi în țară foarte multă vreme și știți cum se lucra. Din punctul de vedere al cercetării, da. Ce s-a întâmplat după cumpărarea licenței pentru Felix? Din punctul de vedere al cercetării, au rămas Institutul de Tehnică de Calcul, care n-a mai făcut hard, ci numai s-a ocupat de probleme de soft, probleme generale de cercetare în informatică. Se poate considera calculatorul Marica din 59 primul calculator din România? Se poate considera primul calculator din România, dar cu rezerve că nu a funcționat ca un calculator, ci a fost mai mult un
un calculator experimental, o experiență care a dat posibilitatea, deci a dat posibilitatea colectivului de cercetare să acumuleze experiență, să învețe să facă calculatoare. Pentru că atunci nu aveai de unde învăța, decât trebuia să faci, să experimentezi și totul să iei de la zero.